găsit astăzi, luni, 31 august 2020. Emisiunea Horoscopul Zilei, începând de astăzi, se va transforma în Horoscopul Săptămânii. Există și un motiv pentru asta. Astrele vorbesc în limbi necunoscute pământenilor, iar mie îmi ia destul timp ca să traduc tot ce spun astrele și atunci pur și simplu voi aduna toate informațiile pe care le primesc din eter și le voi prelucra, iar în fiecare săptămână, probabil sâmbăta, va fi ziua în care veți afla ce vi se va întâmpla săptămâna viitoare. Astăzi vom afla ce se întâmplă în această săptămână, care începe chiar astăzi, luni, 31 august. Berbecii își vor pune la punct un organizator pentru luna septembrie, care stă să înceapă, un fel de calendar în care ei își vor propune foarte multe lucruri, le vor scrie în pătrățele mici, își vor propune pentru fiecare zi a lunii septembrie să rezolve anumite lucruri, iar o infimă parte din aceste lucruri va fi dusă la bun sfârșit. Taurii își vor vedea în această săptămână visul cu ochii. Deci ei vor... E o fantezie mai veche a taurilor, iar în această săptămână, nu se știe exact în care zi a săptămânii, ea se va împlini. Așa că taurii vor putea participa în sfârșit la o coridă. Gemenii vor asambla în decursul acestei săptămâni cu multă răbdare un joc de Lego. Un joc de Lego făcut din 284.000 de piese, care la final va înfățișa un oraș la scara 1:1, un oraș în care nu se întâmplă absolut nimic. De ce la scara 1:1? Este o inițiativă ceva revoluționară, o idee a celor de la Lego de a pune pe piață în vânzare astfel de jocuri care trebuie transportate cu fiecare după posibilități, vă dați seama. Deci pentru ca să iei un asemenea joc de la magazinul de jucării trebuie vreo 5.000 de platforme din acelea cu gabarit depășit. Gemenii vor reuși să ia un asemenea joc și în decursul acestei săptămâni îl vor asambla. Nu e un joc cu personaje, este un joc care conține doar case părăsite, mașini abandonate, ușor post-apocaliptic, dar gemenii vor fi mulțumiți de rezultatul final. Racii vor avea o activitate asemănătoare pentru că vor lucra cu multă răbdare la un puzzle de 5.000 de piese, a cărui imagine reprezintă un cer senin fără niciun nor. E o activitate definitorie pentru zodie, răbdarea asta și munca la perete, ca să spun așa. La sfârșitul săptămânii, deci va fi un proiect foarte, foarte complicat, dar la sfârșitul săptămânii racii undeva, să zic, pe sâmbătă, probabil pe seară, cerul va fi albastru și puzzle-ul va fi complet, iar racii vor fi mulțumiți.
Leii vor face o vizită la oftalmolog, probabil chiar astăzi. Iar în zilele următoare își vor schimba ochelarii de citit cu ochelarii pentru distanță între ei. Practic, ochelarii de citit vor deveni ochelari de distanță, iar ochelarii de distanță vor deveni ochelari de citit. Fecioarele vor cumpăra astăzi un covor fermecat zburător. Cel puțin așa susține reclama menită să le determine pe fecioare să-și deschidă portofelele. În decursul zilelor următoare, după câte știu eu, joi, fecioarele vor înțelege că acest covor nu poate zbura decât pe o distanță foarte scurtă, iar apoi trebuie cuplat la o sursă de alimentare de 380 de volți. Până joi, fecioarele se vor lupta puțin să descopere pe unde, cum funcționează covorul, iar apoi își vor da seama. Balanțele vor primi în săptămâna aceasta mare atenție pentru balanțe. În această o săptămână importantă vor primi o funcție importantă în stat. Însuși președintele țării le va contacta pe balanțe pentru a le comunica funcția, iar funcția, știu că stric surpriza, dar o să spun de înainte, funcția pe care o vor primi balanțele va fi f de x egal minus 3x plus 4 cu axa absciselor egală cu valoarea lui pi. Scorpionii își vor admira mușchii în oglindă toată săptămâna. E vorba de mușchii palmari, intrinseci și lombricali, sunt niște mușchi ai mâinii. Mâna, de fapt, are foarte multe ligamente, mai puțin mușchi, dar există și aceste grupe de mușchi foarte importante ale mâinii. În decursul săptămânii, scorpionii își vor face și câteva selfie-uri cu respectivii mușchi pentru a posta pe Facebook. Săgetătorii vor reuși, vor avea o reușită în această săptămână. Practic, ei vor reuși ceva nemai văzut până acum. Performanța lor va fi aceea de a introduce într-o față de pernă de dimensiunile 50 pe 50 de centimetri, o pernă de dimensiunile 60 pe 90 de centimetri. Diseară va fi mai greu să doarmă pe respectiva pernă, le va fi mai greu săgetătorilor, dar undeva pe vineri vor găsi soluția, deci clar perna va face cocoloașe, dar săgetătorii vor îndrepta aceste cocoloașe cu fierul de călcat. Capricornii, mare atenție! Capricornii vor afla în această săptămână numele agentului secret care a declanșat războiul rece dintre Mega Image și Lidl. Numele agentului secret nu va mai fi un secret, așa că practic pot să vi-l comunic și eu acum, cu condiția ca dumneavoastră să nu-l transmiteți altcuiva. Deci, numele agentului secret este Cocoloșa Berindei. Da?
Aici nu e clar dacă Berindei e numele de familie, dacă acest Cocoloșa e un alint sau o poreclă, dar Capricornii vor afla în această săptămână toate detaliile acestui misterios caz. Vărsătorii vor primi cadou miercuri. Atenție, miercuri, da? O vor primi cadou o bluză de training Adidas, chinezească. Aici pe piept, da? Logo-ul Adidas va putea fi citit ușor diferit. Deci, de fapt, va scrie foarte clar Didi Bao. Fiind chinezesc, fiind un fake, e absolut logic să poate să scrie orice, cu fontul Adidas, evident, dar trainingul va fi fără doar și poate funcțional și foarte util pentru vărsători. Mare atenție! Peștii vor fi afectați în decursul acestei săptămâni, pe parcursul, în fiecare zi, practic, vor fi afectați de niște puternice dureri articulare. Eu propun ca totul să se rezolve chiar astăzi, oricum va fi ideea peștilor, deci, practic, totul se va rezolva cu ajutorul lubrifiantului WD-40, care va face minuni. Întâmplător l-am aici, vedeți, îl țin foarte aproape, e un obiect care nu trebuie să lipsească din casa nimănui. Ce se va întâmpla este că peștii vor muia o bucățică de vată în acest minunat lubrifiant și vor tampona ușor umărul sau unde doare, da? Durerea va dispărea instantaneu. Așa că în decursul acestei săptămâni să nu ne mirăm pentru că vom vedea pești mai în vârstă care fac jogging în parc. Ba chiar puteți întâlni pești octogenari care sar coarte. Minunat! Acestea au fost previziunile pentru prima săptămână a lunii septembrie 2020. Vă aștept pentru horoscopul săptămânal. Probabil sâmbătă va fi ziua în care veți afla ce vi se va întâmpla săptămâna viitoare. Pace și numai bine!